Imediat după eșecul cu Poliaș, Mircea Rednic părea optimist și nu a vrut să vorbească despre o posibilă plecare, mai ales când doar câteva zeci de minute și-a aniversat ziua de naștere. Încerci să banalizezi, dacă îți reproșezi în unele momente, că știți cum e, totdeauna când nu sunt rezultate, antrenorul e cel care e responsabil tot ce se întâmplă, dar ne gândim. Vă gândiți și la o posibilă plecare? Acum nu vreau să vorbesc. Nu vreau, chiar nu vor să vorbesc de plecare. Dar... pentru că muncim bine, asta e problema. Și trebuie timp, mai ales la cei tineri. Uitați, când avem probleme, soluțiile sunt foarte puține. Ne gândim, vedem. Câteva ore mai târziu însă clubul FC Viitorul posta pe site-ul oficial următorul mesaj. Din cauza lipsei de rezultate, conducerea FC Viitorul Constanța a decis să întrerupă colaborarea cu antrenorul Mircea Rednic, căruia îi mulțumim pentru munca depusă pentru clubul nostru, se anunță în comunicatul oficial. Este a treia oară când Mircea Rednic este demis de ziua lui. Prima dată s-a întâmplat în 2001, când a fost demis de George Copos de la Rapid, iar a doua oară în Belgia, unde Rednic a antrenat echipa Gent.